Evenimentul Români în Himalaya a avut loc la Bușteni duminică 29 ianuarie. Acesta a fost organizat de alpinistul Joel Toroc și a avut în centrul atenției pe alpiniștii români care au ajuns pe cele 13 vârfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya, singurul neurcat fiind vârful Kanchenjunga de 8.560 de metri, al treilea ca înălțime din Himalaya. 200 de alpiniști au participat la gală, 30 dintre aceștia fiind premiați. Noi am dovedit deja a doua oară că această gala alpinismului românesc este la un nivel înalt, este din ce în ce mai frumos și oamenii răspund pozitiv la această întâlnire, să ne unim, să se vadă de pe lună, așa cum zice Dan Burlac, cel care organizează Alpine Film Festival. Deci ne-am unit forțele, mai mulți aici, și iată ce frumos este momentul în care turiști, alpiniști, sportivi de elită se întâlnesc în capitala alpinismului românesc la Bușteni. Himalaya reprezintă atracția cea mai mare pentru alpiniștii români. Noi tragem către Himalaya pentru că este ceva deosebit și încărcat cu foarte multă spiritualitate zona respectivă. Sunt sute, mii de performanțe care încă se pot realiza acolo oricând și noi ne străduim, fiecare alpinist român, fiecare sportiv, fiecare care simte că poate să facă ceva în domeniul acesta. Nu este nici ușor și nu este nici ieftin, e ceva incredibil câteodată ca să ne adunăm resursele financiare pentru asta, dar în astfel de momente, cum a fost și acum, ne bucurăm foarte mult de faptul că suntem români. Primul român care a urcat un vârf de 8.000 de metri a fost Constantin Lăcătuș în 1995, care a reușit să fie și primul român pe Everest. Gala alpiniștilor români în Himalaya a fost organizat de alpinistul care a avut multiple ascensiuni în Himalaya, printre care și o premieră mondială, Joel Toroc, în parteneriat cu primăria Bușteni. Detalii din cadrul galei și interviuri cu renumiți alpiniști români în exclusivitate, în curând la Columna TV, în cadrul emisiunii Aventura TV.